Vă spun din nou, dragii mei, pacea Domnului, îmi pare rău că transmisia s-a blocat, nu știu ce mi-au făcut, în fine, nu e nicio problemă, se mai întâmplă și lucrurile acestea, îi mulțumim lui Dumnezeu că pot să le transmit, că de multe ori mi le blochează așa de rău încât nu pot să mai fac nimica. Problema este că toate aceste transmisii care se fac depind de niște programe speciale care ei de multe ori mi le controlează cum vor și pot să mi le blocheze cum vor ei. Asta este, nu avem ce face. Să mergem, dragii mei, mai departe, din cuvântul lui Dumnezeu, cercetare, judecată și ispășire sau condamnare. Cum spunea la început, vine un timp când Dumnezeu vrea ca să cerceteze pe poporul său. Avem experiența lui Iosif și cu a fraților săi, când spune Iosif la un moment dat, căci eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, Isaac și Iacov. Vedem, dragii mei, căci Dumnezeu va cerceta poporul. Problema este, cum spuneam mai devreme, că poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Problema este, dragii mei, că Dumnezeu ne înștiințează și ne-a înștiințat dintotdeauna, prin profeții săi, prin prorocii săi, ne-a înștiințat prin Sfânta Scriptură, prin oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu și cercetează cuvântul lui Dumnezeu cu toată inima. De aceea, dragii mei, Dumnezeu ne pune pe inimă un singur lucru și ar trebui ca fiecare dintre noi să luăm la inimă acest lucru, să credem căci Dumnezeu în curând ne va cerceta. Să credem că în curând Dumnezeu se va interesa de soarta noastră și de soarta întregului pământ. Și Dumnezeu nu va lăsa lucrurile așa niciodată, dragii mei. Să vedem în Proverbe 19 cu 23 ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Deci vedeți că noi trebuie să credem că Dumnezeu ne va cerceta. Dar dacă noi vom avea frica de Domnul înaintea ochilor noștri, aceasta ne va duce la viață. Și dacă noi vom face lucrul acesta, vom petrece noaptea în liniște, sătul, fără să fim cercetați de nenorocire, fiindcă Dumnezeu va fi scutul și adăpostul nostru, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni un timp când Dumnezeu va cerceta pe fiecare om în parte, dar va cerceta și pământul acesta și Egiptul acesta, care sclavizează și subjugă oamenii în aceste timpuri și în aceste momente, dragii mei, în care oamenii sunt atât de mult asupriți și de multe ori sunt asupriți și cei din poporul lui Dumnezeu, care ei ar trebui să fie așa cum cere Dumnezeu. Și spune Dumnezeu în Exodul 12 cu 12, în noaptea aceea, spune Dumnezeu, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe întâi născuți a Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul Dumnezeu, spun lucrul acesta. Deci vedeți, dragii mei, că se apropie timpul când Dumnezeu va hotărâ ca El să cerceteze și El însă în persoană va veni și va trece prin țara aceasta, va veni peste pământul acesta și Dumnezeu va face o judecată începând de la oameni până la animale și va face o judecată împotriva tuturor zeilor și idolilor pământului acestuia. În Iuda 1 cu 14 spune cuvânt și 15, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii și sfinții săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Deci vedeți, dragii mei, Dumnezeu va face o judecată. După cercetare, Dumnezeu va judeca. Dumnezeu va face aceste lucruri împotriva tuturor acelora. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi, pe mine și pe dumneavoastră și pe toți cei care vor asculta acest mesaj, căci Dumnezeu în curând, El va chema la judecată, dar înainte de judecată Dumnezeu caută să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, dragii mei. Ce înseamnă această cercetare? Dumnezeu transmite un mesaj pe care noi oamenii trebuie să luăm aminte, ca noi să ne pregătim, ca nu cumva să venim înaintea lui Dumnezeu,
ca nu cumva să fim pe nepregătite de judecata lui Dumnezeu care se va revărsa asupra oamenilor și asupra întregului pământ. Fiindcă copiii cei credincioși, toți acei oameni care vor să devină copii ai lui Dumnezeu, ei vor trece la o judecată, dar la care nu vor fi prezenți. Ei vor trece printr-o judecată prin care îi va reprezenta Domnul Iisus Hristos și va pune ca ispășire și ca sprijin pentru ei și curățire pentru ei sângele Lui care s-a vărsat pentru cei care acceptă lucrul acesta, dragii mei, și care s-a vărsat pentru păcatele întregii omeniri. Și atunci se va face ispășirea fiecărui om care se încredințează acum în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi astăzi să fim cercetați de El, ca să putem să intrăm la judecată împreună cu Domnul Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu, ca noi să nu fim prezenți acolo. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut de multe ori, dragii mei, când te înfățișezi la o judecată, este groaznic, chiar dacă tu ești cel care ai reclamat și nu neapărat să fii cel care ești în cauză și ai probleme. Deci vedeți noastră, Dumnezeu vrea să ne ferească de lucrul acesta, să ne scutească de lucrul acesta. Ca noi să nu fim înaintea lui Dumnezeu. Spune că un om păcătos nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul când Domnul Iisus Hristos se va hotărâ să coboare pe pământ, să coboare pe norii cerului, ca să facă o judecată întregului pământ, spune că toate fețele s-au negrit. Și a copiilor lui Dumnezeu s-au îngălbenit. Dar prin puterea lui Dumnezeu, acești copii ai lui Dumnezeu, care au intrat din vreme la judecată, s-au lăsat cercetați de Dumnezeu, ei au fost întăriți ca să poată să stea înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. De aceea Domnul Iisus Hristos vrea să ne ferească de acest lucru. Să vedem mai departe ce spune cuvântul Dumnezeu. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite, ele sunt păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Deci vedeți, Dumnezeu vrea ca acum tu și eu, dragul meu ascultător, ca noi să ne lăsăm cercetați și judecați de Dumnezeu. Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrul acesta. Spune că Domnul Iisus Hristos s-a urcat în ceruri ca să mijlocească pentru noi înaintea Tatălui. Ca să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu pe toți aceia care suntem dispuși și care suntem gata, pregătiți, ca să venim înaintea Tatălui și să ne mărturisim păcatele, dragii mei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim în Apocalipsa, căci în ceruri este un templu unde Dumnezeu mijlocește. Din Apocalipsa să mergem în Exodul, să mergem în Deuteronomul, să mergem în Numeri, să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune că și la început, când Dumnezeu a scos pe poporul Israel din robie, Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte și a stat de vorbă cu el. Și la un moment dat îi spune lui Moise ca să facă un cort. Și cum să-l facă, dragii mei? Să-l facă asemenea chipului care i-a fost arătat pe munte. Ce înseamnă chip? Este un model pe care Dumnezeu l-a prezentat lui Moise. Și l-a prezentat după lucrul acela care este în ceruri. Identic trebuia să corespundă. Ce se făcea în cortul de pe pământ? Ce se făcea în templul acesta de pe pământ? În templul acesta de pe pământ, dragii mei, trebuia ca să fie prezente acolo în interiorul acelui cort și după aceea când s-a ridicat templul de Ierusalim, să fie cele 10 porunci care reprezintă caracterul Dumnezeu. Acolo, pe cele 10 porunci, trebuiau puse într-un chivot, în capacul ispășirii, care era pus peste această ladă, care era îmbrăcată cu aur curat și strălucitor din cel mai fin aur, și acolo prezența lui Dumnezeu era tot timpul. Prezența lui Dumnezeu, șechina care se revărsa. Acolo oamenii trebuia să meargă și să se lase cercetați de Dumnezeu când ei păcătuiau fără voie înaintea lui Dumnezeu. Căci la templu nu putea să meargă pentru iertarea păcatelor atunci oamenii când făceau anumite păcate de bună voie și de plăcere înaintea lui Dumnezeu, fiindcă ei erau nimiciți din mijlocul poporului Dumnezeu. La momentul acela, dragii mei, omul trebuia să se lase cercetat de Dumnezeu, trebuia să ia un animal sau o pasăre, depinde după venitul lui pe care îl avea, și să se supună cerințelor și rânduielilor lui Dumnezeu. Omul acela își punea mâinile pe animal
își mărturisea păcatele și de acolo el nu mai avea nicio treabă. Păcatul lui era transferat asupra animalului acelui. De acolo se ocupa preotul și el lua animalul acesta, îl înjunghia, cu sângele lui stropea coarnele altarului, stropea altarul și după aceea animalul era adus ca jertfă, dragii mei. Dar aceste păcate nu erau iertate, erau decât transferate ca omul care a păcătuit să nu moară înaintea lui Dumnezeu și să nu moară înaintea poporului. El era înlocuit pentru o perioadă de timp prin animalul acesta care făcea ispășire în locul lui. Păcatele acestea rămâneau tot timpul anului acolo la altarul lui Dumnezeu, dragii mei. Dar la sfârșitul anului, pe 22 de octombrie, pe fiecare an se făcea ispășire a păcatelor, se făcea judecata de cercetare, judecata de verificare, judecata de îndepărtare a păcatelor a tuturor oamenilor care s-au lăsat cercetați de Dumnezeu atunci când ei au păcătuit împotriva lui Dumnezeu fără voie. În momentul acela, la 22 de octombrie, dragii mei, marele preot, care simboliza pe Domnul Iisus Hristos, lua un animal de jertfă și lua sângele lui și mergea în Sfânta Sfintelor și trebuia ca acolo să stropească cu sângele animalului. Și el purta păcatele poporului, intrând cu ele în Sfânta Sfintelor înaintea capacului ispășirii. Și în momentul când mergea acolo, el trebuia să facă mărturisire, el trebuia să facă ispășire pentru păcatele acestea. Marele preot era legat cu o coardă de la spate, avea niște clopoței la poalele hainei și în momentul, dacă se întâmpla ca preotul să nu iese de acolo, el trebuia tras afară cu funia și nimeni nu trebuia să intre printre el, după el. Dar în momentul când el făcea ispășire, de aceea niciodată n-a murit marele preot și Dumnezeu a știut ce a ales și a pus oameni care simbolizau pe Domnul Iisus Hristos și spune că atunci când el ieșea de acolo, s-auzau clopoței de la poalele hainelor sunând și tot poporul începea să strige de bucurie și să tresalte căci Dumnezeu iertase păcatele poporului și le îndepărtase de la ei din timpul anului de cercetare, dragii mei. Dar în timpul acestei cercetări și a judecății și a ispășirii de păcate, la momentul acela, dragii mei, poporul spune că stătea cu răsuflarea tăiată sau netăiată, nu știu cum să zic. Stătea acolo înaintea lui, netăiată înaintea poporului și ei așteptau ca să audă când ieșea de acolo, dacă ei primeau iertare din partea lor. Așa se întâmplă și acum, dragii mei, căci Domnul Iisus Hristos face aceeași slujbă pe care o făcea preotul pe pământ. Doar că acum nu se mai face ca tu să aduci jertfă acolo în curte și preotul trebuia să meargă în Sfânta și din Sfânta în Sfânta Sfintelor pentru a face ispășire. Domnul Iisus Hristos, de la 1844, el a intrat în Sfânta Sfintelor ca să facă această judecată, ca să facă această ispășire a tuturor celor credincioși. Și spune că judecata de cercetare a început cu cei morți în Domnul de la neprihănitul Abel, cu el a început de la casa lui Dumnezeu, ca ei să poată să intre în viața veșnică dacă au fost credincioși lui Dumnezeu și să nu mai treacă prin judecata aceasta. La momentul acela Domnul Iisus Hristos a intrat ca să facă ispășire pentru noi, pentru lucrul acesta, dragii mei. Și în momentul acela când Domnul Iisus Hristos a intrat la 1844, el a început judecata, cum vă spuneam, de la casa lui Dumnezeu. El a început de la casa lui Dumnezeu. Și această judecată cu toți cei morți în Domnul de la neprihănitul Abel se va ține până la o dată care vă voi descoperi eu mai târziu, dragii mei. Și de aceea Dumnezeu ne cere și nouă ca dacă noi putem să intrăm în această judecată sau nu, dragii mei. Unii dintre noi care au murit, ei vor fi judecați pe parcursul acesta până la o dată stabilită. Să vedem care este acela. Hai să mergem mai departe. Una dintre pietrele de hotar, dragii mei, ale acestei solii a fost templul lui Dumnezeu din ceruri, văzut de poporul care iubește adevărul lui și chivotul care conține legea lui Dumnezeu.
Deci, vedeți, noastră, templul era o piatră de hotar și va rămâne pentru totdeauna. Este o solie a templului lui Dumnezeu din ceruri văzut de poporul care iubește adevărul lui. Ioan, când a prezentat și când el a primit solia prezentată de Dumnezeu, spune că cerurile s-au deschis și s-a văzut templul lui Dumnezeu și acolo s-a văzut chivotul lui Dumnezeu. În Apocalipsa spune lucrul acesta, dragii mei. Lumina sabatului poruncii a patra și a revărsat strălucitoarei raze pe cărarea celor ce călcaseră legea lui Dumnezeu. Și templul lui Dumnezeu care este în ceruri, el a fost deschis, dragii mei. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său, în Apocalipsa 11, dragii mei, cu 19, acolo spune că el a văzut acest templu unde Dumnezeu lucrează pentru ispășirea noastră. De aceea noi trebuie să avem grijă că și Dumnezeu ne cercetează pe fiecare dintre noi. Chivotul legământului lui Dumnezeu se află în Sfânta Sfintelor, a doua despărțitură a sanctuarului. Cineva îmi scrie zilele acestea și spune, dragii mei, frate Liviu, uite, am vorbit cu un pastor și îmi spune că nu există în ceruri mai multe despărțituri. Este o încăpere unde acolo este tronul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut prima fază a lucrării și el acum a trecut la a doua fază a lucrării, s-a mutat din locul acesta în colțul încăperii de acolo. Nu, dragii mei, și cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar. Chivotul legământului se afla în Sfânta Sfintelor, a doua despărțitură a sanctuarului. Am auzit de multe ori oamenii care predică lucrul acesta și ei spun că nu este adevărat, nu există templu acolo, că nu există încăperi, că nu există lucrul acesta, sunt doar niște faze arătate înaintea noastră ca să înțelegem cum se desfășoară lucrarea lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar, a doua despărțitură a sanctuarului, dragii mei, a doua despărțitură. În serviciul sanctuarului pământesc, care slujea ca preonchipuire, auziți ce spune, și o umbră a lucrurilor cirești, această despărțitură, dragii mei, era deschisă numai în ziua cea mare a ispășirii pentru curățirea sanctuarului. Deci vedeți dumneavoastră căci serviciul sanctuarului pământesc, care slujea, era doar o închipuire, o preînchipuire, o umbră. Era ceva, o copie a celui din ceruri, dragii mei. Și această despărțitură era deschisă numai în ziua cea mare a ispășirii. Deci vedeți că acolo există lucrul acesta. De aceea anunțul că templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri și a fost văzut chivotul legământului arată către deschiderea locului preasfânt din sanctuarul ceresc. Și acum spune cuvântul lui Dumnezeu așa, dragii mei, în anul 1844, când Hristos a intrat acolo pentru a aduce la îndeplinire lucrarea de încheiere a ispășirii. Deci, vedeți, această ispășire nu s-a încheiat. De la 1844, când oamenii și înaintașii care au fost pionerii ai adevărului lui Dumnezeu, care au rămas credincioși la 1844, când a fost marea dezamăgire, că mulți se râd de acești oameni și spun, da, aceștia au spus minciune, au dat date false. Dacă citiți Sfânta Scriptură, dragii mei, spune că la momentul acela Dumnezeu a lăsat o mână asupra acestor lucruri și a lăsat ca să facă doar o curățire, căci pe momentul acela, până la 1844, s-a adunaseră un foarte mare număr care făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Dar spune că în poporul lui Dumnezeu, la timpul acela, erau oameni necredincioși, erau oameni care nu se temeau de Dumnezeu, erau oameni care nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a lăsat o mână ca să nu se vadă lucrul acela, ca să curățească, ca să vină dezamăgirea. Dar Dumnezeu s-a bucurat pentru toți cei care au rămas credincioși. În momentul când a venit dezamăgirea, au plecat, dragii mei, toți și au început să batjocorească pe cei care au rămas. Din miile care erau atunci, au rămas decât vreo 50 și ceva de persoane. În momentul acela, cele 50 și ceva de persoane, zice, nu se poate ca Dumnezeu să greșească sau cuvântul lui Dumnezeu să dea greș. Și de aceea noi trebuie să cercetăm din nou, trebuie să ne rugăm. Și spune că acești oameni, dragii mei, au început să se roage cu stăriunță înaintea lui Dumnezeu, au început să recalculeze din nou, au început să recerceteze din nou cuvântul lui Dumnezeu
Și atunci ei au înțeles că sanctuarul trebuia să fie curățit, nu se referea la pământ și nu se referea că el va fi la momentul acela curățit prin foc, și se referea că și Domnul Iisus Hristos va intra în Sfânta Sfintelor pentru a face curățirea, adică judecata celor credincioși care au murit de la neprihănitul Abel până la timpul sfârșitului, dragii mei, până la timpul sfârșitului. Și de atunci Domnul Iisus Hristos lucrează și mijlocește în sanctuarul din ceruri. Aceia care prin credință, dragii mei, au urmat pe marele lor preot, când și-a început lucrarea în locul preasfânt, au văzut chivotul legământului său. Deci vedeți că toți aceia care prin credință au urmat pe marele preot, când și-a început lucrarea în locul preasfânt, au văzut chivotul acesta. Templul lui Dumnezeu este deschis în ceruri, iar pragul e plin de slava pe care o va avea orice biserică care îl va iubi pe Dumnezeu și va ține poruncile sale, dragii mei. Deci templul lui Dumnezeu este deschis în ceruri. Și pragul acestui templu care este în ceruri, dragii mei, va fi pentru orice persoană, pentru orice biserică care îl va iubi pe Dumnezeu și va ține poruncile lui Dumnezeu. Va avea acces acolo, va fi deschis, va fi permis tuturor acelora care îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile Lui. Avem nevoie să studiem, dragii mei, în aceste timpuri, să medităm și să ne rugăm mai mult ca niciodată. Atunci vom avea discernământ spiritual din partea lui Dumnezeu pentru a putea vedea curțile lăuntrice ale templului ceresc. Doar atunci Dumnezeu ne va deschide ochii să înțelegem și să cunoaștem lucrarea de ispășire care se face și de cercetare a tuturor oamenilor credincioși la momentul acesta. În templul din ceruri, dragii mei, locuința lui Dumnezeu, tronul său este întemeiat pe neprihănire și judecată. În locul preasfânt se află legea sa, marea regulă a dreptății după care trebuie să fie măsurată întreaga omenire. Deci legile pe pământ care au fost în chivot, acolo era dreptatea și legea lui Dumnezeu. Aia era marea regulă a lui Dumnezeu. Și scaunul lui Dumnezeu, dragii mei, este tronul dreptății al lui Dumnezeu, e locul șederii lui Dumnezeu, unde acolo se află chivotul ispășirii, unde se află cele 10 porunci, unde se află această regulă a dreptății după care Dumnezeu va judeca și pe unii și pe alții. Chivotul care conține tablele legii, el este acoperit cu tronul Harului, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, înaintea căruia Domnul Hristos mijlocește cu sângele său în favoarea păcătosului. Deci chivotul care conține cele 10 table, cele două table cu cele 10 porunci, dragii mei, este acolo și el este acoperit cu tronul Harului, unde Domnul Iisus Hristos mijlocește. În felul acesta este reprezentată unirea dintre dreptate și milă în planul pentru răscumpărare al omului. Deci acolo este dreptatea care cere moarte și Domnul Iisus Hristos care vine cu mila în favoarea celui ce s-a pocăit. Căci dreptatea legii cere moartea celui care a călcat legea. Și Domnul Iisus Hristos cu jertfa sa poate să intervină prin milă ca să îi ceară o favoare celui care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, dar s-a pocăit, s-a lăsat cercetat și a venit înaintea lui Dumnezeu pentru a intra la această judecată. Dumnezeu cunoaște, dragii mei, foarte bine măsura, cunoștea înainte pe timpul acela, măsura vinovăției Sodomei. El o cunoștea foarte bine. Însă el s-a exprimat în felul oamenilor pentru ca să fie înțeleasă justeția procedeilor sale. Exact cum a procedat Domnul Iisus Hristos la timpul acela, cu Sodoma. El nu a făcut Domnul Iisus Hristos la timpul acela o judecată de condamnare asupra Sodomei până el nu a venit să verifice însuși, ca să le arate. Spune că Dumnezeu a făcut acest lucru în exprimarea sa, în felul de înțelegere a oamenilor. Fiindcă dacă nu făcea lucrul acesta, noi nu înțelegeam. Spunea cineva, este nevoie sau era nevoie ca Dumnezeu să vină pe pământ, la Sodoma și Gomora, ca să afle dacă oamenii de acolo sunt păcătoși? Nu era nevoie, fiindcă Dumnezeu știa. Dar Dumnezeu s-a exprimat în felul acesta să vedem destul de clar că Dumnezeu nu face o judecată nedreaptă, că
Căci Dumnezeu nu ia o hotărâre până nu științează pe cineva și Dumnezeu vrea ca fiecare om să fie cercetat înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Înainte de a judeca Dumnezeu și de a aduce judecata asupra păcătoșilor, dragii mei, El are să instituie o cercetare a căilor lor. Dacă nu au depășit limitele Harului Divin, El va avea să le acorde încă posibilitatea de a se pocăi. Deci Dumnezeu îți lasă un timp de cercetare. Dumnezeu nu va face o judecată împotriva nimănui dacă tu n-ai depășit limitele Harului Divin. N-are nimic. N-are nimic, dragii mei. Dumnezeu, dacă tu n-ai depășit aceste limite, El îți va mai acorda încă o posibilitate de a te pocăi înaintea lui Dumnezeu. Dacă tu ai depășit aceste limite, Dumnezeu nu-ți mai poate acorda acest timp de cercetare. Subiectul cu privire la sanctuarul și la judecata de cercetare, dragii mei, trebuie să fie clar înțeles de poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o cunoaștere personală a poziției și a lucrării Marelui Preot. Căci dacă noi nu cunoaștem poziția și lucrarea Marelui Preot, noi nu ne putem lăsa cercetați. Noi nu ne putem întoarce de la căile noastre și noi nu ne putem consacra înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Și dacă noi vom cunoaște poziția și lucrarea Marelui Preot a Domnului Iisus Hristos, astfel, dragii mei, ne va fi cu neputință, dacă noi nu vom face lucrul acesta, să arătăm credința care este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupăm locul pe care Dumnezeu dorește ca noi să-l ocupăm în aceste timpuri. De ce este necesar lucrul acesta? Că mulți spun că nu va fi judecată, unii spun că nu este nevoie de această judecată, unii spun că vor fi răpiți înainte de marele necaz. Nu, dragii mei, Domnul Iisus este acolo, Domnul Iisus Hristos mijlocește și de aceea noi trebuie să avem mare grijă căci Dumnezeu ne dă acest timp de cercetare înainte de a intra la judecată înaintea lui Dumnezeu. În timp ce judecata de cercetare, dragii mei, se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndreptarea păcatelor. Deci păcatele noastre pe care le-am săvârșit toată viața noastră pe pământul acesta, chiar dacă pentru moment Dumnezeu ne-a oferit iertare prin interpunerea Domnului Iisus Hristos între noi și El, ele sunt undeva acolo. Credeți că Dumnezeu uită și a pierdut memoria? Credeți că Dumnezeu este cumva... I s-a întâmplat ceva și a uitat toate aceste lucruri, dragii mei, când Dumnezeu spune că El le uită și le aruncă marea uitării, adică Dumnezeu le pune deoparte acolo până la ziua ispășirii, la fel cum se făcea în Vechiul Testament. Mergeai înaintea lui Dumnezeu cu animalul, îți spuneai mâinile, cum îi explica mai devreme, îți mărturisești păcatul, de acolo tu nu mai mori, că își moare altcineva în locul tău. Dar păcatul nu este iertat decât la ziua ispășirii. Așa și păcatele noastre, dragii mei, ele sunt undeva acolo. Și Dumnezeu va deschide o carte și acolo Dumnezeu va vede toată viața ta și toate faptele tale. Și când judecata va ajunge la tine, păcatele tale care le-ai săvârșit sunt puse în față și în comparație cu legea. Să vadă dacă tu ești cântărit la momentul acela, găsit ușor sau greu în balanța cerului. Dar dacă tu te-ai pocăit și ți-ai mărturisit aceste păcate, chiar dacă legea te condamnă, Domnul Iisus Hristos intervine și spune: Tată, și pentru acesta mi-am dat sângele meu și viața mea. Eu am murit pentru el. Omul acesta s-a pocăit. Omul acesta a părăsit păcatele. Omul acesta m-a acceptat, crede, a acceptat planul de mântuire, a acceptat ziua cercetării, a acceptat judecata pe care eu o fac în dreptul lui aici în cerul. Te rog să ierți pe omul acesta, căci el este răscumpărat de mine. Și în momentul acela, dacă eu m-am lăsat cercetat, cum spune aici, noi trebuie, în timp ce se face această judecată și cercetare în ceruri, noi trebuie să producem o lucrare deosebită de curățire și de îndepărtare a tuturor faptelor care mai există în viața noastră rele și ne țin departe de Dumnezeu. Și atunci, dacă noi facem această lucrare împreună cu lucrarea pe care o face Domnul Iisus,
Păcatele vor fi iertate în momentul acela, dragii mei. Până atunci nu s-a iertat nimic. Această lucrare este mai clar prezentată în solile din Apocalipsă, în capitolul 14. Când ea va fi împlinită, urmașii lui Hristos vor fi gata pentru revenirea sa. Deci, vedeți, Cuvântul lui Dumnezeu spune că această lucrare, când va fi împlinită, când va fi terminată, atunci urmașii Domnului Iisus Hristos vor fi gata pentru revenirea sa. Dacă această lucrare ar fi fost gata, sfârșitul lumii și al pământului și al istoriei pământului acesta ar fi venit de mult. Dar încă Domnul Iisus Hristos nu și-a terminat această lucrare pe care o săvârșește în cerul, dragii mei. Să mergem la judecată acum. Până acum am vorbit de cercetare și de judecată. Și acum să mergem mai profund în judecata pe care Dumnezeu o face după cercetare. Și judecata de cercetare, dragii mei, descriu aceleași evenimente, aproape unele între ele. Aceasta înseamnă că judecata de cercetare este o experiență de curățire pentru copiii lui Dumnezeu, cum spuneam mai devreme. Venirea lui Hristos, a Domnului nostru, aici nu este a doua sa venire. Aceasta care este amintită, dragii mei, nu este a doua sa venire pe pământ, ci venirea sa în locul preasfânt din sanctuarul ceresc pentru judecata de cercetare. De aceea mesajul este esențial pentru noi, cei care trăim în timpul judecății de cercetare. Noi trebuie să avem grijă la lucrul acesta. Atât judecata de cercetare cât și ștergerea păcatului au început în 1844. Și când se va termina judecata de cercetare cu cei morți în Domnul, ea va ajunge la un moment dat la cei vii și atunci când se va termina cu cei vii, slujba Domnului Iisus Hristos în sanctuarul din cer se va încheia și atunci Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ. Cercetarea și ștergerea păcatului trebuie terminate înaintea cele de-a doua veniri, dragii mei. Deci vedeți noastră, cercetarea și ștergerea păcatului, ea trebuie terminată înaintea cele de-a doua veniri. Păcatele trebuie, asta este, prima a fost atât judecata, că am uitat să vă reamintesc, sunt 6 pași pe care noi trebuie să-i urmăm în această cercetare și judecata lui Dumnezeu. Judecata de cercetare se face pentru ștergerea păcatului, este numărul 1. Numărul 2. Cercetarea și ștergerea păcatului trebuie să se termine înainte de cele două veniri ale Domnului Iisus Hristos. Cel de-al treilea punct este, păcatele trebuie să fie cercetate înainte ca să fie șterse. Din moment ce sunt șterse, ele nu mai există și ceea ce nu mai există nu poate fi cercetat, dragii mei. Deci vedeți, Cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatele trebuie să fie cercetate înainte de a fi șterse. Că cele nu pot să fie șterse dacă nu sunt cercetate, dacă nu sunt verificate, dacă nu sunt judecate înaintea lui Dumnezeu, dacă cazul acesta nu este prezentat înaintea lui Dumnezeu, el nu poate să fie șters. Și cum spun mulți oameni și zic că în momentul când tu vii la Dumnezeu și ai primit și ți-ai mărturisit păcatul, în momentul acela Dumnezeu ți-a șters păcatul, l-a aruncat pentru totdeauna și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de el, dragii mei. E într-adevăr că noi l-am mărturisit, dar noi acum trebuie să așteptăm ca aceste păcate pe care Dumnezeu pentru un moment le-a iertat, le-a pus deoparte, El le cercetează, le judecă și dacă vede că lucrarea care se face în conformitate cu ceea ce cere Dumnezeu și legea și dreptatea lui Dumnezeu se face și pe pământ, dacă noi ne-am pocăit și ne-am întors la Dumnezeu, atunci este șters. Că din momentul ce ele nu sunt șterse, din moment ce ele sunt șterse, dragii mei, nu mai există și de aceea trebuie să fie cercetate. Numărul 4. Conform cu Petru, în Faptele Apostolilor, în 3:19, spune așa: păcatele celor vii sunt șterse în timpul ploii târzii. Deci va fi și o grupare de oameni care în timpul judecății care se face în ceruri și de cercetare va fi o grupare de oameni vii, care în timpul ploii târzii, în revărsarea Duhului Sfânt, sigilarea poporului Dumnezeu, se va face în momentul când se sigilează această judecată, dragii mei. Și să vedem când are lucrul acesta. 5. Punctul 5.
Destinul nostru veșnic este decis prin testul legii duminicale. Punctul 6. Legea duminicală ne va duce în punctul în care stăpânul va zice: dați socoteală de isprăvnicia ta. Aceasta înseamnă că legea duminicală este punctul de început al judecății celor vii. V-am spus la început că judecata de cercetare a poporului Dumnezeu a început cu cei morți, cu neprihănitul Abel. Și v-am spus că se va termina cu cei vii. Și am zis că pe parcurs vă voi spune când. Și aici spune cuvântul Dumnezeu: căutați în cartea Gânduri despre Apocalipsa, la pagina 151:4. Căci destinul nostru veșnic este decis prin testul legii duminicale, a celor vii pe care ne va prinde în viață. Legea duminicală ne va aduce în punctul în care stăpânul va zice, adică atunci se va încheia totul. Dați socoteală de isprăvnicia ta. Aceasta înseamnă, dragii mei, că legea duminicală este începutul, este punctul de început al judecății celor vii. În momentul când se va da legea duminicală, toți cei credincioși care fac parte din poporul Dumnezeu găsiți în viață, atunci va fi o judecată a celor vii care sunt găsiți în viață. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Așadar, curățirea sanctuarului implică o judecată de cercetare. De aceea trebuie să avem grijă, dragii mei, căci dacă mâine sau poimâine sau în timpul apropiat Dumnezeu va îngădui ca să se dea legea duminicală, la momentul acela judecata mea, dacă eu sunt găsit în viață, ea se va face și mă va prinde pregătit sau nepregătit. Se va face o judecată de condamnare sau se va face o judecată prin care eu voi fi sigilat pentru împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, apucați-vă de lucrarea cea mai solemnă și aduceți în ajutorul vostru orice rază de lumină pe care o puteți aduna, care a strălucit pe cărarea voastră și pe care n-ați îndrăgit-o, și împreună cu ajutorul luminii care strălucește acum, noi trebuie să începem o cercetare a vieții și a caracterului nostru ca și când am fi înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să ne apucăm acum, imediat, dacă noi avem anumite lucruri nerezolvate, de această lucrare solemnă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Și noi să adunăm cu ajutorul oricărei raze de lumină, dragii mei, care sunt razele de lumină? Sfânta Scriptură, sunt cărțile inspirate, cu rugăciune, cu lucrare pentru Dumnezeu, cu mărturisire și părăsire de păcate, ca și când noi am fi înaintea lui Dumnezeu, fiindcă noi suntem reprezentanți înaintea Tatălui prin Domnul nostru Iisus Hristos. Subiectul cu privire la sanctuar și la judecata de cercetare trebuie să fie clar înțelese de noi, dragii mei. Toți avem nevoie de o cunoaștere personală a poziției și a lucrării Domnului Iisus Hristos care se face acolo. În serviciul jertfelor, numai aceia care veneau înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire și pocăință și al căror păcate fuseseră trecute asupra sanctuarului prin sângele jertfei pentru păcat, aveau o parte în serviciul zilei de ispășire. Deci, vedeți noastră, chiar dacă păcatele atunci pe moment fuseseră iertate, dar ele nu fuseseră îndepărtate. Și ele au o parte în serviciul zilei de ispășire, fiindcă atunci când vă spunea la început, preotul mergea cu păcatele acolo, ele erau mărturisite, ele erau aduse înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu oferea iertare. Atunci dacă păcatele erau iertate și preotul ieșea de acolo, preotul lua aceste păcate și le punea pe capul unui țap, țapul lui Azazel, fiindcă erau doi țapi, era țapul lui Azazel și era țapul Domnului. Țapul lui Azazel era transferat în păcatele poporului pe care le făcuse din cauza că el ispitise, care simbolizează pe Satana, și el trebuia să fie răspunzător pentru păcatele acestea pe care ei le-au mărturisit și le-au părăsit. Țapul acesta era alungat în pustie și acolo trebuia să fie omorât de fiarele sălbatice, care îl simbolizează pe Satana, căci în timpul când se va termina judecata și poporul lui Dumnezeu cel credincios a fost iertat și păcatele au fost îndepărtate, Satana va fi pe pământul acesta legat, adică îi se va lua puterea pentru 1000 de ani și păcatele acestea vor fi puse asupra lui și el va sta în pustia pământului acesteia 1000 de ani
și va medita la tot ce răul pe care l-a făcut și pe care l-a produs de la revolta din ceruri până în clipa terminării lui finale, dragii mei. Țapul celălaltu era adus ca jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru că se făcuse ispășirea păcatelor care simboliza pe Domnul Iisus Hristos. Tot așa în ziua cea mare a ispășirii finale și a judecății de cercetare sunt luate în considerație numai cazurile acelora care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră, tot așa în ziua aceea când se va face ispășirea finală și a judecății de cercetare, la fel cum se făcea în vechiul Israel când era la Colțul Întâlnirii sau la Templul Domnului, vor fi luate în considerație numai cazurile acelora care alcătuiesc poporul Dumnezeu și nu a tuturor, dragii mei. Judecata aceasta se va face pe tot timpul cât omul există pe pământ și este viață, doar a celor credincioși care fac parte din poporul Dumnezeu. Că judecata celor nelegiuiți care vor muri, care nu vor mai reveni la viața veșnică niciodată, dragii mei, se va face în timpul celor mie de ani, când poporul lui Dumnezeu va fi luat la ceruri și acolo se vor deschide cărțile de aducere aminte, se va face o judecată ca Dumnezeu să-și arate dreptatea înaintea celor mântuiți și înaintea întregului univers, că toți cei care vor fi condamnați la moarte, ei au meritat lucrul acesta, fiindcă n-au dorit să se lase cercetați și judecați de Dumnezeu în timpul vieților. Judecata celor nelegiuiți, dragii mei, este o lucrare distinctă și separată și are loc mai târziu, exact cum vă spuneam mai devreme. Are mai târziu loc și nu în același timp cu poporul lui Dumnezeu. Acum când noi trăim pe pământ și cât harul lui Dumnezeu nu s-a încheiat, se face doar judecata poporului Dumnezeu. Atât. Sunt două faze ale judecății lui Dumnezeu în timp ce nu se închide harul. Una, a celor morți în Domnul Iisus Hristos de la Adam și de la neprihănitul Abel, care a început la 1844 și va ține până la darea decretului duminical. De la darea decretului duminical va începe judecata celor vii. Știți că decretul duminical, dragii mei, este în două faze. Decretul duminical se va da prima fază, care va începe din America, spune cuvântul, și atunci va fi un semn de avertizare pentru toți aceia care încă mai au timp să se întoarcă la Dumnezeu să pregătească. Să ia hotărâre să iese din orașe, să ia hotărâre să iese din toate învățăturile și lucrările Babilonului, din toate lucrurile care i-au cuprins, și va mai fi o scurtă perioadă până la darea decretului final. În momentul acesta se va face judecata de cercetare a celui vii găsiți în viață. În această perioadă, între cele două puncte, darea primului decretul duminical în America și după aceea darea decretului duminical care va cuprinde tot pământul, va fi revărsarea ploii târzii, care va fi revărsarea Duhului Sfânt și se va face judecata și sigilarea a tuturor acelora care sunt găsiți în viață și credincioși lui Dumnezeu, dragii mei. Și în momentul când se va da ultimul decret duminical, atunci va mai rămâne ceva timp pentru cei care încă vor mai avea cale de întoarcere. Dumnezeu știe lucrul acesta. De ce Dumnezeu a hotărât așa? El știe treaba lui. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, dragii mei, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Acum să trecem la ultima fază, la ispășire, care trebuie pusă înaintea poporului Dumnezeu. Astfel, ziua a 10-a lunii, a 7-a, ziua cea mare a ispășirii, dragii mei, timpul curățirii sanctuarului care în anul 1844 cădea la 22 octombrie, a fost fixată ca timp a revenirii Domnului Iisus Hristos. Atunci a început, cum am vorbit, toate acestea se leagă împreună. Toate acestea exprimă aceleași gânduri și aceeași lucrare. Chivotul legământului Dumnezeu se află în Sfânta Sfintelor, a doua despărțitură a sanctuarului. În serviciul sanctuarului pământesc, care slujea ca o preechipuire și o umbră a lucrurilor cerești, această despărțitură este deschisă numai în ziua cea mare a ispășirii a sanctuarului. Jertfa cea mare, dragii mei, a fost adusă și a fost primită, iar Duhul Sfânt care a coborât în ziua cincizecimii
a condus sufletele ucenicilor de la sanctuarul pământesc la cel ceresc, unde Iisus a intrat cu sângele său pentru a revărsa asupra ucenicilor săi binecuvântările ispășirii. Deci vedeți ce se întâmplă. La momentul acela când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, atunci, după moartea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, jertfele de pe pământ au încetat pentru totdeauna. Lucrarea din sanctuarul de la templu de la Ierusalim a încetat pentru totdeauna, chiar dacă oamenii au continuat să le facă, nu mai aveau nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și nici pentru oameni. Chiar dacă unii oameni i-au dat valoare. La momentul când Domnul Iisus Hristos a ridicat în ceruri, atunci jertfa aceasta a fost adusă și a fost primită. Ucenicii aceștia, ca să poată să primească Duhul Sfânt, să cadă peste ei, ca sufletele lor să poată să fie conduse în sanctuarul din ceruri, ei trebuia să primească această iertare din partea lui Dumnezeu, să se facă ispășirea de păcate, căci Duhul Sfânt nu putea să coboare peste ei, dragii mei. Duhul Sfânt nu putea să sălășuiască peste ei dacă nu era făcută ispășire de păcate. Și în momentul acela, ei au fost curățiți, au fost ispășiți și Duhul lui Dumnezeu s-a revărsat. Ei n-au putut să primească Duhul Sfânt decât la ziua cincizecimii. În aceste zile care ei au rămas în Ierusalim, în camera de sus, ei atunci au început să facă lucrarea pe care a început-o Domnul Iisus Hristos în sanctuarul din ceruri. Mai înainte se certau care e mai mare, cine să stea la dreapta, care este mai deștept, care este mai așa, care merită nu știu ce. După moartea Domnului Iisus Hristos și înălțarea, și învierea și înălțarea la cer, ei atunci au mers acolo și au revenit în fire, au început să recunoască păcatele, să le mărturisească, să-și ceară iertare pentru ele. Domnul Iisus Hristos mijlocea în ceruri, a primit și a acceptat mărturisirea lor și părăsirea de păcate, le-a făcut ispășire și după aceea Duhul Sfânt a fost tornat peste ei ca să poată să facă această lucrare și să se vadă binecuvântarea ispășirii pe care Domnul Iisus Hristos o făcea în ceruri. Același lucru trebuie să se întâmple și cu noi, dragii mei. Dar iudeii au fost părăsiți în întunericul de plin. Deci vedeți dumneavoastră, din toată oastea cea mare a Ierusalimului și a poporului iudeu, doar o mică grupare la momentul acela au putut să primească ispășire de păcate și au primit revărsarea Duhului Sfânt. Ceilalți au fost părăsiți. Unii dintre ei care veniseră din afară, chiar dacă făceau parte din iudei, atunci ei au primit binecuvântarea lui Dumnezeu prin propovăduirea ucenicilor. Și în moment când ei au propovăduit, oamenii aceștia au mărturisit păcatele, au întrebat ce să facem și atunci ei au putut să primească și ei această ispășire și curățire de păcate. Ei au pierdut toată lumina pe care ar fi putut să o aibă, spune de iudeii ceilalți care au rămas în întuneric și au fost părăsiți, care ar fi putut să o aibă asupra planului de mântuire și totul se mai încredeau în jertfele și darurile lor zadarnice. Cei care n-au părăsit acele jertfe și acele daruri zadarnice, ei n-au putut să primească ispășire și nici iertare de la Dumnezeu. Cu cântări sfinte și mulțumiri, închinătorii sărbătoreau această ocazie, dragii mei. Cu puțin înainte de această sărbătoare, era ziua ispășirii, când după ce își mărturiseau păcatele, oamenii erau declarați ca fiind în pace cu cerul. În felul acesta se pregătea calea pentru bucuria sărbătorii care le era pusă înainte. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, căci îndurarea Lui ține în veci. Trăim în ziua cea mare a ispășirii. Trăim în ziua aceasta cea mare, dragii mei. Și acum este timpul ca fiecare să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele și să se bazeze cu o credință vie pe meritele Mântuitorului răstignit și înviat. Să nu ne bazăm pe nimic de ceea ce avem noi omenesc și lumesc în viața noastră. Frații mei și surorile mele și stimați ascultători, doriți voi să vă aduceți aminte fără încetare că nu trebuie să vă exprimați însușirile firești în comportamentul vostru față de moștenirea lui Dumnezeu? Vreți voi să vă aduceți aminte în aceste timpuri căci lupta nu este a noastră și lupta este a lui Dumnezeu? Noi avem o luptă în părăsirea noastră de păcate și ne legat de Dumnezeu. Dar ispășirea și curățirea de păcate ține de Domnul nostru Iisus Hristos. Noi doar trebuie să ne lăsăm cercetați, să ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu
și El va face această lucrare cu noi, dragii mei. Poporul lui Dumnezeu este proprietatea lui Hristos. Și cât de mare a fost prețul plătit pentru ea de Domnul nostru Iisus Hristos, dragii mei. Oare va fi vreunul din noi, printre cei care îl ajută pe vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului să descurajeze și să distrugă suflete? Care va fi pedeapsa adusă asupra noastră dacă îndeplinim o astfel de lucrare, dragii mei? Iubiții mei, este timpul când noi trebuie să avem mare grijă. Să ne lăsăm cercetați de Dumnezeu, că este această perioadă de cercetare. Noi nu știm, dragii mei, când se va da în curând decretul. Noi nu știm când Dumnezeu va hotărî ca să închidă harul. Noi nu știm când Dumnezeu va putea să iese din Sfânta Sfintelor și noi să rămânem pe din afară. Judecata lui Dumnezeu a început cu ani de zile în urmă, de la 1844. A început cu cei morți. Într-o bună zi Dumnezeu va îngădui ca să se facă judecata celor vii, fiindcă se va termina celor morți. Și când Dumnezeu va hotărî ca să îngăduie ca decretul duminical să se dea pe pământul acesta, deja noi nu mai putem să facem nimic. Deja decretul duminical ne va lua prin surprindere, căci noi suntem sigilați pentru veșnicie, dragii mei. În momentul când se va da decretul duminical, putem să ne rugăm, că rugăciunile nu mai are cine să le asculte. Putem să ne mărturisim păcatele, căci nu are cine să le mai ierte. Putem să ne luptăm, să ne schimbăm viața și să ne formăm un caracter, căci la momentul acela nu se va mai poate face nimic, dragii mei. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Căci decretul duminical, când se va da, spune că se va da într-o noapte. Decretul duminical ne va lua prin surprindere și nu se va mai putea face nicio schimbare și nicio modificare în caracterul și în viața noastră și în legătura noastră cu Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, Dumnezeu spune că și dacă noi nu rezolvăm această perioadă și acest moment de cercetare și acest moment de judecată, de ispășire a păcatelor noastre, singurul lucru care va mai rămâne pentru omul rămas netrecut prin judecata lui Dumnezeu la momentul acesta va fi doar condamnare și o sândă la moarte. Dumnezeu ne cheamă astăzi, dragii mei, să ne împăcăm. Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne întoarcem. Uitați-vă și dumneavoastră. Lupta pentru binele comun, lupta pentru apărarea climei, lupta pentru încălzirea globală, lupta pentru familie, lupta pentru o stabilire de odihnă, pentru familiile care muncesc mult, lupta pentru o zi în care să te bucuri cu familia ta și cu toți cei dragi, lupta pentru această zi deja a început, dragii mei. În multe țări, încetul cu încetul, unii mai de mult, unii mai târziu, încep să adopte această lege, încât ne va lua prin surprindere. Această lege, când se va da, nu se va da brusc dintr-o dată. Ne va lua încet, țară cu țară, națiune cu națiune. Și fiecare țară va adopta această lege pe parcurs, încât ca oamenii să fie acomodați. Și în momentul când se va da decretul duminical, nu vom mai fi surprinși cu nimic de această lucrare se face. Și când se va da, se va da și deja soarta noastră va fi pecetruită pentru totdeauna, dragii mei. Uitați-vă cum oamenii aceștia se luptă și se folosesc de copii. Se luptă pentru stăpânul lor, pentru cel care este la cârma tot aceste lucruri, care este Satana. Noi de ce să nu luptăm pentru Dumnezeul nostru? Noi de ce să nu ne lăsăm cercetați de Dumnezeu? Noi de ce să nu ne lăsăm judecați de Dumnezeu, dragii mei? Fiindcă în momentul acela nu se va mai putea face nimic. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem căci nu mai este timp. Timpul este scurt. Și Dumnezeu spune, dragii mei, că evenimentele din timpul sfârșitului se vor derula cu o rapiditate atât de mare încât ne va uimi și ne va surprinde pe toți cei care am crezut și am așteptat pe Mântuitorul nostru, că soarta noastră va fi pecetruită pentru totdeauna, dragii mei. Pentru totdeauna. Și este păcat ca noi să pierdem
acest timp prețios care ne este pus la dispoziție. Acest subiect mi-a fost foarte greu, dragii mei, să-l prezint înaintea dumneavoastră. Este un subiect foarte greu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că și prin Harul Său și prin puterea Duhului Sfânt, atât cât am înțeles și atât cât am priceput, am adus și înaintea dumneavoastră aceste lucruri, dragii mei. Eu văd aceste lucruri care se desfășoară înaintea noastră. Eu văd că Dumnezeu face apel la cercetare. Eu văd, dragii mei, că pacea aceasta și timpul acesta în care toți trăim și fiecare facem după cum ne taie capul și cum credem noi că este mai bine, ne va lua prin surprindere aceste lucruri. Și ce este cel mai dureros lucru? Și ce mă face să-mi pun semne de întrebare? Ce mă face ca să intru puțin în conștiința mea și să mă agit puțin în felul acesta ca să iau hotărâri mai ample pentru Dumnezeu, dragii mei? Darea decretului duminical. Aici m-a luat și pe mine puțin prin surprindere. Vă spun că până n-am cercetat lucrul acesta, eu n-am știut că la darea decretului duminical se va face judecata și sigilarea celor găsiți în viață credincioși din poporul Dumnezeu. Și atunci soarta tuturor oamenilor va fi sigilată pentru veșnicie. Mulți dintre noi așteptăm să se dea decretul duminical, că se încheie istoria și Dumnezeu vine. Mulți dintre noi așteptăm să se dea decretul duminical, căci ne-am săturat și vom fi scăpați de pământul acesta. Mulți dintre noi așteptăm decretul duminical ca să se întâmple unele evenimente așa cum le dorim noi. Dar niciunii dintre noi aproape, dragii mei, sunt puțini oameni care se gândesc care este caracterul meu și cum este viața mea în momentul dării decretului duminical. Cum este viața mea la momentul acela? Este ea pusă în ordine? Sunt eu pregătit ca în darea decretului duminical și momentul când se va aproba și se va da, când eu nu mai pot face nimic, sunt eu pregătit să primesc judecata pentru ispășire de păcate și sigilarea cu Duhul Sfânt? Nu știu câți dintre noi ne gândim la lucrul acesta. Căci de multe ori, văd de multe ori când se pune, de exemplu, un titlu la o prezentare. Decretul duminical. Papalitatea. Nu știu ce. Evenimente din astea așa. Oamenii se uită cu miile. Cu zecile de mii se uită și repede se audă tot felul de lucruri. Dar eu te întreb, dragul meu ascultător, stimate ascultător și stimată ascultătoare, dacă Dumnezeu va îngădui în momentul, uite, de exemplu, eu voi hotărâ pentru marș să pun un titlu, nu știu cum, și mulți oameni vor vede, mai mulți ca de obicei. Și dacă în momentul acela, când eu prezint acest lucru, un eveniment important care se va întâmpla în curând, și chiar în momentul acela Dumnezeu va hotărâ ca să se dea decretul duminical și să se încheie, ești pregătit precum alergarea ta după aceste evenimente? Ești tu pregătit să faci față evenimentelor care stau în față și să fii gata pentru împărăția lui Dumnezeu? Puneți întrebarea aceasta. Decretul se va da în curând. Să nu credeți că va întârzia mult timp. Chiar dacă Dumnezeu va îngădui 2, 3, 5 ani, 10 ani, noi nu știm, o lună, două, noi nu știm că Dumnezeu va îngădui. Ești pregătit? Să știți și dumneavoastră că formarea unui caracter pentru ispășire, pentru judecată, pentru îndepărtarea păcatelor, pentru sigilare pentru cel, dragii mei, se face foarte greu. Eu mă uit că de 27 de ani, de când l-am cunoscut pe Dumnezeu și am venit la credință, aproape că sunt pe din afară de părăția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu se va îndura de mine, dacă Dumnezeu nu-i va place de mine, dacă Dumnezeu nu va vrea să mă ierte, eu nu voi fi iertat. Dacă Dumnezeu nu se va îndura, eu nu voi primi îndurare. Dacă Dumnezeu nu va vrea să mă sigileze pentru viața veșnică, nu voi primi sigilarea aceasta. Doar în felul acesta voi putea căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu
de ceea ce va face Dumnezeu la momentul acela în dreptul meu și în dreptul tău. Oare voi putea eu, dragul meu și stimată ascultătoare, în 10 ani, dacă Dumnezeu va îndura, sau 15 ani, voi putea eu să-mi formez atât de repede caracterul înaintea lui Dumnezeu? Dacă n-am putut în 27 de ani și Dumnezeu îmi va da viață, voi putea eu în 10 ani să-mi formez? Nu. Dar dacă mă las cercetat de Dumnezeu, dacă mă las judecat de Dumnezeu, dacă mă las pe mâna lui Dumnezeu prin mărturisire de păcate și părăsire și luar hotărâri pentru Dumnezeu, să mă înrolez în această lucrare importantă pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziție și să am înaintea ochilor mei și să fiu conștient de ceea ce se face în ceruri, doar atunci poate Dumnezeu se va îndura de mine și de tine ca să ne ofere sigilare, ca să ne ofere iertare, ca să ne ofere ispășire, ca să ne șteargă păcatul pe care l-am săvârșit în tot timpul vieții noastre, care el este necurmat înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Trebuie să avem grijă mare. Trebuie să avem grijă mare, dragii mei. Nici mersul la biserică, nici ținerea sabatului, nici cântările înaintea lui Dumnezeu, nici, de multe ori, lucrarea, nici darurile pe care le-ai adus pentru a construi și a face anumite lucruri, nu te va ajuta cu nimic. Singurul lucru care te va ajuta împreună și cu aceste lucruri, nu nefăcându-le pe aceste lucruri, cercetarea de Dumnezeu să fie asupra ta. Și judecata lui Dumnezeu prin sângele și meritele Domnului Iisus Hristos pentru îndepărtarea păcatelor din viața ta. Doar acest lucru, dragii mei. Dumnezeu se îndură de cine vrea, Dumnezeu are milă de cine vrea, Dumnezeu iubește pe cine vrea. De aceea Dumnezeu face apel. Astăzi eu te cercetez. Astăzi eu te judec. Ești dispus? Ești disponibil? Ești hotărât ca să intri la judecată împreună cu Domnul Iisus Hristos? Ești dispus tu ca să renunți la tot ce este rău în viața ta pentru a putea primi sigilarea lui Dumnezeu asupra ta? Căci în momentul dării decretului duminical nu vei mai putea face nimic. Și ultimul cuvânt pe care vi-l voi spune se găsește în Sfânta Scriptură, în Apocalips, printre ultimele texte: cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este strâmb, strâmb să rămână și mai departe. Cine se sfințește, să se sfințească și mai departe, dragii mei. Acest lucru se va face pentru toți care nu s-au pregătit în aceste timpuri. Bunul Dumnezeu să ne ajute și pe mine și pe dumneavoastră să ne lăsăm cercetați, să ne lăsăm judecați, să fim disponibili să părăsim păcatele, ca să primim iertare și îndepărtarea păcatelor din viața noastră cât încă mai este timp, dragii mei. Vă doresc noapte bună tuturor și multe binecuvântări să cadă peste dumneavoastră, să vă ajute să înțelegeți că ce este timpul în care mai putem face ceva, căci în curând, când gongul va bate, nu se va mai putea face nimic. Vă doresc un sabat binecuvântat și mâine după amiază, la orele 4 Spania, orele 5 România, vom transmite din nou mesajul lui Dumnezeu pentru reformă și redeșteptare în aceste timpuri în care Harul lui Dumnezeu este pe încheiere, dragii mei. Vă doresc noapte bună tuturor, Domnul cu voi cu toți, până când ne vom revedea din nou. La revedere! Să Doamne, voi vorbi, căci pașii Tăi mi-arată.
Yeah.